copii, cu minți, cu minți, cu copii. Să știți, dragii voștri, că sunt foarte opăziți. Stați cu minți, să-i spuneți lui moșul, să-i promiteți că ați fost cu minți. Aveți răbdare, dragii moșului, că fiecare o să primească de aici cât un cadou. Mai să-mi spuneți dacă... A spus că... Ia puține liniște, lăsați-l pe moșul să vorbească. Eu am fost cu minte, am fost și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Adică toți am fost cu minte. Dragi moșului, a trecut un an de zile de când ne-am văzut. Să știți că mi-a fost foarte dor de voi. Mie sunteți dragi, dragi moșului. Văd că la voi aici nu a nins deloc. Din orășelul de unde vine, dragi moșului, a nins foarte mult. Zăpada este foarte mare, dragii mei. Adică ai venit nu? Din Laponia. Din Laponia, bravo, draga moșului. Din Japonia. Nu, Laponia. Da, din Japonia, bravo. Din Japonia. Laponia. Este un orășel la polul nord, dragii moșului. Acolo, în orășel la... Acolo, dragii moșului, întâlnim spiritul. Dar du-te mai așa, mai depărtate moșul, ca să respire și el, așa. Așa, așa. Uite cum stă Tudor, așa, mai departe, așa. Eu să știți, dragii moșului, că eu acolo am o casă așa, foarte așa. Mare. Ce? E plină de jucării. Da, draga moșului, pe tot parcursul anului, eu fac jucării, mă ajută spiritușii, dragi moșului. Poate și voi când veți trece mari... Știu că tu ești tot un om îmbrăcat. Nu, dragul moșului, eu sunt moșul, persoană. Păi uite, am venit cu darul la tine, dragul moșului, de unde să le aduc eu, dacă nu vreau? Acum am prins. Cum te-ai prins, dragul moșului? Uite, eu am venit cu cadouri la voi. Acum să-mi spuneți fiecare cum vă cheamă, cum vă cheamă, dragă? O luăm pe rând, pe tine, dragă, vină mai aproape. Cum te cheamă, dragă? Ioana. Și câți ani ai, dragă? Este fii atent să-ți aduce. 4 ani și mă? Și merg la grădiniță. Dragă, nu știu, toată lumea o grădiniță. Știi o poezie, oare mă strămoșe? Dar nu știu ceva. Las că o spune mai încolo. Spui mai încolo. Vino tu, dragă. Pe tine cum te cheamă, dragă? Și câți ani ai tu, dragă? Pe toate. Pe toate. Pe toate. Și mergi la grădiniță, dragă, la moșului. La mijlocie, nu? Și îți place la moșului. Lasă-l, la moșului. Ai prietenă, dragă. Ai învățat o poezie pentru moș? Hai, lasă-și tu. Am așa, dragă, lasă-l. Lasă-l acolo. Dar cine te trecute, că mama pune de tot cu gatul caschi dulce. Bravo, draga moșu! Bravo! Aplaudați, aplaudați! Bravo, Măriuca! Tudor, și câți ani ai tu, dragă? 5 ani și 3 luni. Mă, tu ești mărișor, mă. Și mergi la grădiniță? Da, la grupa mare A. La grupa mare A. Ai prieteni acolo, dragă? Și eu sunt la grupa mare A și eu! Doamna educatoare, Vezi, așa de bine? Da. 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 Ești cu mințel? Da. Ia spune, ai învățat o poezie pentru moșul? Da. Ia spune, dragă. Anul de s-a înserat, anul n-o s-a luminat și l-am găsit de urat. A fost vreme mai de mult și noi nu ne-am priceput. Că eram atât de mici ca vreau pomeni din pici. Vici din fire de mătase, mine v-am găsit acasă, vici din frute busuioc, sănătate și noroc. Bravo! Bravo! Cum te cheamă pe tine, dragă? Alexandra. Și cât ai? 5 ani și mergi la grădiniță, dragă moșu? Da. Și îți place la grădiniță? Ai prieteni acolo? Ia spune-mi tu, ai pregătit o poezie pentru venirea moșului? Nu? Nici la grădiniță n-ai învățat nicio poezioară? Bine, nu-i nicio problemă, mergi la loc, dragă. Hai, vină tu. Aplaudați! Sfinții anisori? Da. Și unde este? La grupa mijlocie? La grupa mare. Grupa mare, draga moșu. Așa de mare ești, draga moșului. Ce ia spune tu mie? Ai învățat o poezie pentru moșu? Da. Ia spune tu poezia moșu. Astăzi moșul s-a gândit să ne aducă darul, dar noi n-am fost prea cumiți. Dar acum am fost cumiți la grădiniță.
și ne-am bucurat de urat. Bravo! Ce nu mai poți să-ți în aparat? Ne-am bucurat. Oricine, cum te cheamă? Și câți ani ai tu? Mă doam, citate. La ce grupă ești? La grupa mijlocii. La grupa mijlocii. Ce? Și ai prieteni acolo, dar cum o să-mi? Da. Foarte frumos. L-am prezit, dar nu mai vin. Nu mai vine? Lasă, că o să vină eu, dragul meu. După să-l mă vină. L-ai pe Rareș, care e lângă tine. L-ai și pe Rareș. Care este Rareș? Ești Rareș? Da. Ia spune tu, dragul meu. Ai pregătit o poezie pentru venirea moșului? Da. Ia spune tu, dragul meu. A uitat. Bravo! Nu-i nicio problemă. Ia spune, tu câți ani ai la azi? 4 ani. 4 ani și ești la grădiniță? Da. Și îți place? Ai și prieteni acolo, dragul moșului? Da. Ia spune tu, ai pregătit o poezie pentru moșul? Da. Ia spune tu poezia moșului. Vezi în vână blânda iarnă și moșicelă, ce astea la acolo peste grâu și rom. Bravo! Foarte frumos! Hai, ai adus aminte de poezia? Hai! În casa necăciută fie, dar o soare bucurie. La cântă în potăve, lângă el s-a bucăte. Bucate bune s-a atemat să se poată mă gămita lea. Bravo! Ia să spuneți voi mie, Moș Nicolae, a trecut pe la voi, dragi. Da! Și v-a avut daruri? Da! A avut la cineva vreo muierușă? Nu! Înseamnă că am fost sumiți, dragi. Da! Da! Ăsta e bastonul meu care mă sprijin de el, dragi. Mama mia! Pentru că eu sunt atât de bătrân, mama mia, ce ești? Am atât de mulți ani, dragi, dar moșului, că nici eu nu mai știu. Sunt cel mai bătrân moș de pe pământ. 100! Mult mai mult! Infinit! Un infinit, bravo! Oh, nu! Exact! Infinit! Păi sunt cel mai bătrân moș! Tania, pune-i poezia care ai învățat-o ieri cu mine cu intonație. Cum era? Adu-ți-o aminte. Haide! Ia ascultați ceva voi pe mine aici, dragi moșuri. Să știți că spiritușii mă informați care tot ce faceți de parcursul ăsta. Dacă sunteți bine, dacă mâncați tot din farfurie, dacă vă ascultați părinții, dacă dormiți la prânz. Dacă vă ascultați părinții. Exact, și am un carnețel unde notez tot ce faceți voi, dragi moșuri. Dar fiindcă voi ați fost cuminți, am auzit că sunt pe cei mai cuminți copii care i-am văzut eu vreodată, așa este? Da! Bravo! Eu, acum, dragul moșului, am să vă chem pe fiecare parte și să vă împart cu cadouri! O să vă chem pe rând, faceți fotografii cu moșul și gata, da? Da! Haideți să punem bastonul aici. Alex! Tu ești dragul moșule, Alex, vino aici lângă mine. Stai la moșul așa, mă. Ce facem poze? Cine face poze cu Alex? Eu. Tati e aici. Nu pot să fac poze, filmez. Să crești mare, să fii sănătos. Manu, mai voios. Următorul. Ihăiță. Ihăiță. Victor, Victor, scuză-mă, că moșul nu mai vede, nu mai aude, e bătrân. Hai, vin aici, dragul moșului. Hai.
Ei, dragul moșule, să știi că am colindat un băiat Mihăiță și de asta mi-a rămas întipărit în minte aici. Vin de la un băiat care... Hai! Ia să vedem mai aici. Maria! Lasă-mă aici să primească toți copiii. Ioana! E de la mama!